Peste 70 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj vor fi angrenați în misiuni de ordine publică la manifestările publice, cultural-artistice sau religioase ce vor avea loc la acest final de săptămână. Jandarmii sălăjeni vor asigura vineri măsurile de ordine pe timpul desfășurării procesiunii religioase dedicate sărbătoririi hramului Mănăstirii Sfânta Inima lui Isus, care se va desfășura în municipiul Zalău pe traseul strada 22 decembrie, numărul 25, Bulevardul Mihai Viteazu, piața 1 decembrie 1918, strada Unirii, Bulevardul Mihai Viteazu, cu sosire pe platoul din fața Bisericii Greco-Catolice. Vineri și sâmbătă jandarmii vor fi prezenți și vor asigura ordinea publică la festivalul concurs de muzică rock Romanian Classic Rock Fest, care va avea loc în amfiteatrul din Parcul Central în fiecare zi între orele 16 și 21. De asemenea, sâmbătă între orele 9-18, jandarmii vor asigura măsurile de ordine și pe platoul de marmură din Zalău, unde se va desfășura evenimentul Zilele Siguranței Rutiere Zalău 2015. Pentru prevenirea producerii unor fapte de încălcare a normelor de conviețuire socială și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, jandarmii fac apel cetățenilor să sesizeze orice tulburare a ordinii publice, apelând numărul unic de urgență 112 sau dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj la numărul de telefon 0260 669 722.